stimați colegi, dragi români. Este momentul pentru o reformă funcțională în ceea ce privește organizarea și funcționarea școlilor de șoferi. România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege pentru școli de conducători auto. În toate țările membre ale Uniunii Europene este o lege specifică pentru organizarea și funcționarea școlilor de conducători auto și are norme și reglementări de aplicare a acesteia. România face din acest punct de vedere o notă distinctă, în sensul în care organizarea și funcționarea școlilor de conducători auto este prevăzută într-o lege a transportatorilor de marfă și de persoane. Sistemul actual de pregătire a conducătorilor auto din România se confruntă cu numeroase probleme care au un impact negativ, semnificativ asupra siguranței rutiere, a calității instruirii oferite și integrității procesului de obținere a permisului de conducere. Pentru a răspunde nevoilor actuale din acest sector de activitate, trebuie să facem schimbări legislative de substanță care să asigure în mod profesional predarea cunoștințelor, a aptitudinilor și comportamentelor esențiale pentru siguranța circulației oricărui solicitant de permis auto. Principalele argumente pentru care trebuie să începem acest proces cât mai curând sunt creșterea siguranței rutiere, modernizarea programelor de instruire, asigurarea calității instruirii, promovarea transparenței și responsabilității și combaterea practicilor frauduloase și a corupției. Prin implementarea unor programe de instruire mai riguroase și actualizate, școlile de conducători auto pot contribui la formarea unor șoferi responsabili și mai bine pregătiți pentru a face față noilor tehnologii și schimbărilor din mediul rutier. Astfel, conducătorii auto vor fi mai bine pregătiți pentru provocările din trafic. Prin standarde mai clare și mai exigente pentru școlile de conducători auto, se poate asigura o pregătire de calitate pentru toți cursanții. Publicarea rezultatelor examenelor, a ratingului școlilor de conducători auto, a feedback-ului clienților, poate contribui la o concurență sănătoasă și la îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite. România trebuie să facă un pas ferm pentru reformarea cadrului legal privind organizarea și funcționarea școlilor de conducători auto. Prin acest angajament responsabil, putem contribui cu toții la creșterea siguranței rutiere și la salvarea de vieți. Deputat Cristian Paul Lichin. Mulțumesc!